Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare, să vedem titlurile. Moldova și India sunt tot mai aproape de un regim fără vize. Urmăriți detalii la știri. Sindicatele critică majorarea vârstei de pensionare a femeilor. Joi, în Marea Britanie, au avut loc alegeri în Parlament. Cine câștigă majoritate, vă spunem la știri externe. Poporul american își sărbătorește la data de 4 iulie Ziua Independenței. Deputații moldoveni s-au reunit joi în cadrul unei noi ședințe parlamentare. Chiar în debutul acesteia, aleșii poporului au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor celui mai mare val de deportări staliniste. Președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că peste 11.000 de familii au fost deportate la mii de kilometri de casele lor. Dragi colegi, să le onorăm memoria, să le cinstim numele, să ne cunoaștem trecutul și să facem tot ce ne stă în puteri ca neamul nostru să nu mai fie niciodată supus unei asemenea terori. Și deputatul PAS Valentina Ghețu, născută în Siberia, a vorbit despre povestea ei de viață, dar și despre încercările prin care a trecut familia sa. Nu am avut norocul să mă nasc în Moldova, patria mamei și a bunelor mei. Dar în Moldova sunt născuți copiii mei. Republica Moldova este patria mea și eu îmi iubesc țara. Dar de când m-am născut, lupt și o să lupt pentru ca generațiile tinere și cele viitoare să nu treacă prin calvarul chinurile impuse de regimuri totalitare. Președintele Igor Grosu a invitat cetățenii să participe la evenimentele comemorative în dimineața zilei de 6 iulie, la monumentul de pe aleea din fața gării din Chișinău și în piața Marii Adunări Naționale, acolo unde, ca și anul trecut, autoritățile au instalat vagoane tematice. Tot acolo este dislocată și o expoziție care va fi deschisă până pe data de 31 iulie. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au propus includerea pe ordinea de zi a ședinței de joi a unui proiect privind revocarea mandatului și adoptarea unui vot de neîncredere față de președintele Parlamentului Igor Grosu. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Tot în cadrul aceleași ședințe, vicepreședintele legislativului Vlad Batrâncea a cerut inițierea unei proceduri de lichidare a ANRE. Inițiativa va fi supusă votului săptămâna viitoare. Multe lucruri s-au întâmplat în perioada asta 22-24, din simplu motiv că au fost majorate și tarifele până la 29 de lei pentru gaz, lumină 5 lei, sistemul de transport a gazului a fost transmis. Credem că cetățenii trebuie să știe lucrurile transparent ce s-a întâmplat. Mai mult ca atât, bugetul în 2018 a fost de 58 de milioane de lei, în 2024 este de 144 de milioane de lei. Înțelegem că au fost stabilite tarife preponderent în interesul de a mări bugetul, inclusiv a ANRE-ului. De ce această instituție nu face nimic pentru a ajuta interesul public național? Și mai mult, colegii, vă informez că recent mai multe companii petroliere au fost sancționate de organii de drept din Republica Moldova pe motiv că există o înțelegere de cartel pe piața petrolieră, iar regulatorul național, cum este ANRE, nicicum nu este vizat nici în dosare penale și nicicum nu îndeplinește atribuțiile sale directe. De aceea propunem acest proiect ca să inițiem procedură de lichidare ANRE și, colegi, atenție, transmitere competențelor ANRE către Guvernul Republicii Moldova, dat fiind faptului că există și un minister de energetică, există executivul care trebuie să răspundă pentru aceste situații. Deputații opoziției au mai propus și includerea pe ordinea de zi a ședinței a moțiunii de cenzură împotriva speakerului Igor Grosu.
Также хотим сообщить, что готова инициатива. De asemenea, dorim să vă informăm că este gata o inițiativă de revocare a actualului președinte al Parlamentului din această funcție cu semnăturile a 26 de deputați. Este nevoie de 34. Toți cei care doresc să se alăture sunt bineveniți. Rog atenție. Supun votului inițiativa domnului deputat. Rog iniție în procedura de vot. Inițiativa a întâlnit 22 de voturi. Vă mulțumesc. Parlamentul nu a aprobat nici propunerea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor de majorare a impozitului pe profit pentru bănci de la 12% la 18%, limitarea salariilor funcționarilor publici și suspendarea unor achiziții pentru anul 2024, precum și stabilirea unui moratoriu asupra plăților creditelor pentru persoane fizice și juridice la cererea acestora. Moldova și India sunt tot mai aproape de un regim fără vize. Astfel, cetățenii moldoveni cu pașapoarte diplomatice și de serviciu vor putea călători în India fără vize. Acest acord a fost ratificat joi de către Parlament în două lecturi. Potrivit proiectului de lege, deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu vor putea călători sau tranzita prin India fără a avea nevoie de viză pentru o perioadă de până la 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile. Aceleași drepturi vor fi acordate și cetățenilor străini care solicită viza corespunzătoare pentru India. Acordul reconfirmă voința Republicii Moldova și Republicii India de a contribui în continuare la dezvoltarea și intensificarea relațiilor de prietenie, precum și la consolidarea legăturilor economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale între cele două state și popoare. De asemenea, deputații au ratificat și un alt acord cu UE privind participarea Republicii Moldova la componenta ocuparea forței de muncă și inovare socială a Fondului European Plus. Implementarea prevederilor acordului va permite atragerea fondurilor și investițiilor în domenii precum ocuparea forței de muncă, protecție socială echitabilă și o forță de muncă calificată și rezilientă, eradicarea sărăciei. Proiectele concrete pentru finanțare vor fi selectate în conlucrare cu autoritățile publice, societatea civilă, partenerii sociali și de dezvoltare, agenții economici și vor fi agreate în cadrul negocierilor directe cu Comisia Europeană. Tot joi, Parlamentul a numit un nou membru al Curții de Conturi. Este vorba despre Natalia Trofim, care a condus anterior Direcția Generală de Audit 1 și era responsabilă de bugetul de stat și de organele guvernamentale centrale. În plus, șeful Direcției Audit de la Curtea de Conturi, Ion Dudnicenco, a fost numit în calitate de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor. Pentru a îndeplini cerințele Bruselului de aderare la UE, Chișinăul se așteaptă la o creștere economică anuală de aproape 10% pentru următorii 3 ani. Premierul Dorin Recean a făcut declarația într-un interviu acordat unui post privat de televiziune. Șeful cabinetului de miniștri a remarcat că în ultimii 3 ani guvernul a reușit deja să obțină rezultate care ar trebui să genereze creșterea economiei naționale. Dorin Recean spune că au fost deja construiți sau reparați peste 700 de kilometri de drumuri. Aproape 1000 de localități rurale au beneficiat de programul satului european. Plus au fost implementate circa 300 de proiecte de alimentare cu apă și canalizare. Avem un plan prin care în 3 ani noi să ajungem la o creștere anuală, cum se numește, double digit, adică aproape de 10%, ceea ce înseamnă 7% și mai sus. Pentru asta avem investiții pe care le facem în infrastructură, investiții pe care le facem în acveducte magistrale pentru ca să avem irigare pentru agricultura intensivă. Avem la fel un efect a programului inițiativa președintei Satul European, pentru că atunci când se investesc în aceste proiecte locale, se creează locuri de muncă, crește economia, sunt subvențiile pe care le alocăm în agricultură, atragem investitori, deci și eu și vicepremierul Alaiba și Natalia Bejan, care acum conduce cu agenția de atragere a investițiilor, și oricare alt ministru, inclusiv ministrul culturii, promovează mediul investițional al Republicii Moldova. Este adevărat, acum este puțin mai dificil pentru că există această percepție că suntem lângă zona
de război activ, mă refer la invazia Kremlinului în Ucraina, dar noi vom continua să insistăm să atragem investitorii acasă. Totuși, prim-ministrul Recean a susținut că plecarea unui investitor atât de mare precum Fujikura s-a datorat, cităm, unui sentiment de nesiguranță. Dar șeful cabinetului de miniștri dă asigurări că o parte semnificativă a angajaților care au lucrat în această companie și-au găsit deja un alt loc de muncă. În ultimile 18 luni avem mai multe companii care au venit în Republica Moldova. Iată, mi-am făcut aici o listă, Erich Jäger din România, Lear Corporation și-a mărit numărul de oameni, Verticorp din Marea Britanie, Amdaris care și-a crescut operațiunile și altele. Deci, prin urmare, oamenii care și-au pierdut locurile de muncă, printr-o recalificare, pot să se angajeze în alte companii, la alte companii. Cred că urmează destul de curând să avem creșteri în acest sens, în mod special în zona energetică, în zona de infrastructură și în zona de electronică. Nu o să anticipez, dar urmează. Referitor la situația cu râul Nistru, Dorin Recean a spus că în acest moment există suficientă apă în râu pentru a alimenta Chișinăul, dar volumul actual nu mai este suficient pentru irigații. Pentru viitor, guvernul, în interesul agriculturii intensive, intenționează să investească în sistemele de alimentare cu apă din Carpați, adică de pe teritoriul Ucrainei și al României. Și ministrul mediului Sergiu Lazarencu dă asigurări că nu există niciun pericol și avem suficientă apă în râul Nistru. Oficialul a mai precizat că până la sfârșitul lunii iulie va demara licitația pentru proiectarea și pentru construcția unei stații de epurare a apelor uzate în raionul Soroca. Totodată, ministrul îndeamnă populația să fie responsabilă în ceea ce privește protejarea calității apei și să utilizeze apa cu moderație. La un post privat de televiziune, ministrul mediului Sergiu Lazarencu a amintit despre vizita recentă a omologului său din Ucraina, Ruslan Streleț, în cadrul căreia s-a discutat despre respectarea regulamentului pentru bazinul Nistrului. Oficialul a subliniat că în prezent debitul apei în râu este de minimum 100 de metri cubi pe secundă și, în ciuda speculațiilor, regulamentul este respectat și nu există niciun pericol imediat. Astăzi acest lac de la Dobosar este un avantaj pentru că în perioada de inundații este o barieră împotriva viiturilor, în perioada de secetă poți regla debitul de care este necesar pentru apă potabilă, pentru irigare și astăzi nu avem niciun pericol și avem destul apă în Nistru. Rugămintea mea este către cetățeni este consumul rațional. Eu cred că este nevoie să consumăm rațional pe tot parcursul anului. Resursele naturale nu sunt inepuizabile. Totodată, ministrul Lazarencu a subliniat că, pe lângă apele uzate, principalele surse de poluare a Nistrului includ deșeurile din plastic și substanțele chimice utilizate în agricultură. De asemenea, oficialul a confirmat că până la sfârșitul lunii iulie va demara licitația pentru proiectarea și construcția unei stații de epurare în raionul Soroca. Din păcate, este nevoie să înțelegem că una din sursele principale a Nistrului sunt peturile și cu această ocazie fac apel la toată populația Republicii Moldova să fie mai responsabil pentru că asta de fapt se răsfrânge în ceea ce noi consumăm zi de zi. Noi vom face tot posibilul ca această stație să fie construită cât mai rapid și voi pune cotul și umărul în sprijinul Ministerului Infrastructurii, ori acest domeniu a trecut la Ministerul Infrastructurii, dar este important pentru noi toți până la sfârșitul mandatului să hotărâm această problemă. Reamintim că anterior directorul Centrului Hidrometeorologic din regiunea transnistreană, Vitali Colivenco, a comunicat presei că nivelul apei în râul Nistru a înregistrat o scădere semnificativă în ultima perioadă, atingând un minim care depășește recordul din anul 1994. În prezent, râul Nistru reprezintă cea mai importantă sursă de apă pentru locuitorii Republicii Moldova, asigurând 80% din necesarul de apă al țării și aproape 100% pentru municipiul Chișinău.
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, spune că CEC a depistat mai multe abateri în activitatea formațiunii afiliate oligarhului Ilan Șor. Partidul Șansă și-a cerut, prin intermediul Ministerului Justiției, instanței de judecată să sisteze temporar activitatea acestui partid. Declarațiile au fost făcute la un post privat de televiziune. Rapoartele CEC privind activitatea Partidului Șansă atestă mai multe nereguli comise de această formațiune, susține Postică. Comisia Electorală Centrală a finalizat un proces de control în urma abaterilor admise de Partidul Politic Șansă în campania de la alegerile locale generale. A inițiat un control, a depistat mai multe abateri și încălcări. Partidul nu a fost cooperant, nu a prezentat niciun fel de documente în termenul și în timpul și în formatul stabilit de Comisia Electorală Centrală, din care cauză noi am sesizat Ministerul Justiției și Ministerul Justiției s-a adresat în instanța de judecată și acum pe rolul instanței judecătoriei Bălți se află procesul cu privire la limitarea activității Partidului Politic Șansă. Potrivit lui Postică, dacă instanța de judecată va decide blocarea activității Partidului Șansă, pentru o perioadă de jumătate de an, formațiunea nu va avea dreptul să desfășoare niciun fel de activitate politică și nici să participe la alegeri. Dacă instanța va dispune limitarea activității pe perioadă de jumătate de an de zile, asta înseamnă că Partidul Politic nu poate desfășura activități de caracter politic, nu poate participa la alegeri. Nu poate distribui și funda mijloace de masă, deci ziare, etc. etc. Nu la alegerile din octombrie. Nu participa la alegeri și nici la referendum. Între timp, premierul Dorin Recean, în cadrul unei alte emisiuni la un post privat de televiziune, a subliniat că pentru toamna acestui an, Federația Rusă ar pregăti o serie de destabilizări la Chișinău. Ca și în anii anteriori, noi am văzut o escaladare a atacurilor hibride și corespunzător instituțiile Republicii Moldova au făcut față acestor provocări. Am încrederea că și de această dată vor face față și toate scenariile apocaliptice vor fi prevenite. Cu cât mai mult noi avansăm în procesul nostru de a construi Europa acasă, de a construi o viață prosperă aici la noi acasă, vom fi atacați cu o intensitate mai mare. Dar, în același timp, noi creștem și capacitatea instituțiilor noastre de a face față acestor provocări, de a preîntâmpina, așa cum am preîntâmpinat și în 22 și în 23, toate aceste escaladări care se aducă la pierderi sau la lucruri care să afecteze populația Republicii Moldova. Peste 1300 de persoane s-au înregistrat prealabil pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, cei mai activi fiind conaționalii din Germania, România, Italia, din Statele Unite ale Americii și din Franța. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă. Vodă mai anunță că cetățenii care vor să se înregistreze prealabil o pot face online, accesând următoarele pagini: înregistrare.cec.md, alegător.md sau direct, printr-o cerere scrisă individuală sau de grup adresată Comisiei Electorale Centrale, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale țării noastre în străinătate. Înregistrarea prealabilă este importantă pentru a stabili numărul estimativ al alegătorilor care își exprimă intenția de vot peste hotarele țării în ziua alegerilor și pentru a contribui la decizia de a constitui secții de votare peste hotare. Pentru a putea vota prin corespondență, alegătorul trebuie să realizeze înregistrarea prealabilă, inclusiv cu opțiunea de înregistrare pentru votul prin corespondență. Acest instrument este o metodă alternativă de vot cu utilizarea serviciilor poștale în SUA, Canada, Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda. În ceea ce privește votul prin corespondență, reamintesc, se aplică conaționalilor noștri stabiliți în Statele Unite, în Canada, în Islanda, în Finlanda, Norvegia și Suedia. Înregistrarea prealabilă este obligatorie și reprezintă un element important pentru a stabili cine sunt cei care doresc să voteze prin poștă și pentru a verifica identitatea acestora. Reamintesc că această înregistrare prealabilă este una din cele trei criterii pe care le ia Comisia Electorală Centrală când decide cu privire la numărul de secții deschise în străinătate.
Amintim că la data de 20 octombrie 2024 vor avea loc alegerile prezidențiale și referendumul constituțional, iar termenul limită pentru înregistrarea prealabilă pe platforma Comisiei Electorale Centrale este 6 septembrie 2024. Joi, în toată țara a fost dat startul misiunilor de consultare pentru discutarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Potrivit Ministerului Agriculturii, dialogul și consultările privind organizarea și funcționarea acestora sunt esențiale pentru preluarea unor practici sustenabile de guvernanță și de organizare a sectorului agricol. Prin intermediul camerelor agricole se urmărește creșterea nivelului de pregătire a membrilor comunității agricole, consolidarea capacităților de absorpție a noilor tehnologii și fondurilor de sprijin destinate dezvoltării agriculturii, precum și promovarea intereselor fermierilor în raport cu instituțiile statului. De cealaltă parte, însă, fermierii se arată sceptici cu privire la activitatea camerelor agricole. Ei spun că proiectul pare de fapt o metodă prin care agricultorii vor fi obligați să ia o decizie sau alta. Păi să se dublează aceleași lucruri care au fost cu executivile, să plătească bani. Într-o sunt niște aberații a ministrului care caut ceva nou, dar nu-i pentru noi. Și aici și pentru Austria, unde merge vorba de 10, 20, 30 hectare ca au gospodăriile, e o întrebare. La noi, unde avem câte 1000, sub 1000, e ceva străin pentru Moldova. Ne impune cu desăl să facem ce vrea el. Anterior însă, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a explicat că, de fapt, camerele agricole vor fi organizații cu caracter consultativ, prin intermediul cărora va fi instituționalizat dialogul dintre fermieri și autoritățile publice cu competențe în domeniul agricol, precum și dintre celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pe domeniile lor de competență. Misiunile de consultare în raioanele țării se vor desfășura în perioada 4-11 iulie. Sindicaliștii cer oprirea creșterii vârstei de pensionare pentru femei în Republica Moldova la 61 de ani. Ei argumentează că nivelul de trai din țara noastră nu poate fi comparat cu cel din statele vecine, acolo unde speranța de viață depășește 80 de ani. În plus, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova solicită autorităților să impună un moratoriu în acest sens pentru o anumită perioadă de timp. În urma solicitărilor, sindicaliștii au cerut modificarea unei legi și au transmis propunerea spre examinare în Parlamentul Republicii Moldova. Ne-am adresat doamnelor deputate din platforma de femeilor deputate din Parlament pentru ca dumnealor să ia această inițiativă și să ne susțină. Propunerea noastră vine în urma unei analize ample privind starea sănătății femeilor care se pensionează și din considerentul că la moment se pensionează doamnele care au intrat în procesul de muncă prin anii 90 și au muncit în condiții destul de grele, cu salarii mici, și am considerat că este necesar ca acest moratoriu pe câțiva ani să facă o dreptate sau mai bine zis să pună, să dea posibilitate doamnelor să se pensioneze la o vechime de 34 de ani de cutezare. De asemenea, potrivit Angelei Otean, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și-a exprimat de mai multe ori dezacordul privind intenția de a majora vârsta de pensionare a femeilor, până la cea la care se pensionează bărbații, cu o eventuală majorare a vârstei acestora până la 63 de ani. Totodată, în lipsa unor măsuri concrete în acest sens, președinta Comisiei de Femei a CNSM a declarat că va solicita repetat Parlamentului să inițieze acțiuni în această direcție. Cea mai bună metodă este metoda consultărilor și negocierilor în cadrul Comisiei Tripartite, guvern, sindicat, patronat și cu partenerii sociali din diverse ramuri pentru a-i convinge că necesitatea ca femeile să rămână la vârsta de 61 de ani, vârsta de pensionare a acestora, este un lucru benefic.
Reamintim că, potrivit informațiilor Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, începând cu 1 iulie curent, vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pentru femei este de 61 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 34 de ani. Totodată, pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne neschimbată, constituind 63 de ani, iar stagiul de cotizare 34 de ani, condițiile respective fiind stabilite de la 1 iulie anul 2019. Număr record de pasageri pe aeroportul internațional Chișinău în primele 6 luni ale anului curent. Numărul acestora a crescut cu 39% comparativ cu anul trecut. Precizările au fost făcute de către ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Potrivit oficialului, prognozele arată că această tendință va continua. Potrivit ministrului, printre principalele motive care au stat la baza acestei creșteri sunt deschiderea de noi curse și majorarea numărului de companii care au reluat sau au început să zboare de pe aeroportul Chișinău. Fluxul de pasageri va crește în mod constant. Aceste cifre confirmă ceea ce am subliniat în repetate rânduri. Infrastructura actuală a aeroportului nu va mai putea face față fluxului în creștere de pasageri. Suntem conștienți de aglomerația actuală de la aeroport, care va crește odată cu sporirea numărului de pasageri. Soluția este una singură: investiții serioase în aeroport. Mulțumesc tuturor colegilor implicați în procesul de administrare a aeroportului și a traficului aerian. Andrei Spânu a mai adăugat că discuțiile cu mai multe companii aeriene pentru a extinde numărul de rute de pe aeroport continuă. Totodată, potrivit oficialului, în curând va fi efectuat studiul de fezabilitate pentru construcția unui nou terminal, a unei piste, a unei parcări auto și a altor tehnologii necesare pentru buna funcționare a aeroportului. Investițiile în acest scop sunt estimate la 250-300 de milioane de euro. Mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauză au fost ridicate în cadrul prechezițiilor de miercuri în dosarul de corupție care vizează mai mulți angajați ai biroului Vamal Nord. Acțiunile de urmărire penală continuă. Miercuri, șeful biroului Vamal Nord al serviciului Vamal, precum și alți 6 funcționari Vamal, inclusiv șefii posturilor Vamale din cadrul biroului Vamal Nord, au fost reținuți pentru 72 de ore. Ei sunt cercetați de către ofițerii CNA și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău în cadrul unei cauze penale în care sunt bănuiți de fapte de corupere pasivă. Totodată, un funcționar urmează a fi cercetat în stare de libertate. Între timp, CNA a dat publicității o înregistrare audio a unor convorbiri purtate de unii bănuiți în prezenta cauză. Păi ești a doi și duc aparte acolo și aparte la tine. Mă rog, dacă și îți urmăresc eu pe aici, nu e nimic. Păi nu-mi tot nu ești nouă ca pe care. Lasă aici, o mașină și nouă lasă. Potrivit probelor administrate de CNA, s-a constatat că bănuiții ar fi organizat o schemă infracțională prin intermediul căreia ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la persoanele fizice și persoane juridice pentru urgentarea sau eludarea unor proceduri vamale, materializate prin favorizarea celor din urmă la introducerea sau tranzitarea bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contrar prevederilor legii. Premierul Dorin Răcean susține că așa arată lupta cu corupția. Mă bucură, de exemplu, operațiunea și rezultatul de astăzi mai devreme a Centrului Național Anticorupție la Serviciu Vamal în Nord. Și acest efort de luptă contra corupției, de luptă contra contrabandei va continua.
Serviciul Vamal anunță că pe cazul reținerii șefului biroului Vamal Nord și altor angajați Vamal a fost demarată o investigație internă și este acordat suport organelor competente în vederea elucidării tuturor circumstanțelor și a tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în conformitate cu normele legale. Conducerea serviciului Vamal condamnă cu vehemență și nu tolerează acțiunile de corupție în cadrul instituției, se precizează într-un comunicat de presă. 38 de automobile și 5 bărci cu motor în valoare de 980.000 de euro au fost livrate Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în cadrul parteneriatului moldo-german. La eveniment au fost prezenți ministrul Afacerilor Interne Adrian Efros, șeful Poliției de Frontieră Ruslan Galușca, dar și ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Margaret Maria Weber. Suportul oferit de către Guvernul Republicii Federal German are drept scop dotarea și modernizarea Poliției de Frontieră cu 38 de vehicule de teren în valoare de 620.000 de euro și 5 bărci pentru patrulare în valoare de 360.000 de euro. Potrivit șefului Poliției de Frontieră Ruslan Galușca, aceste dotări vor contribui la îmbunătățirea eficienței în patrulare, la controlul frontierei de stat și la îmbunătățirea capacității de intervenție rapidă la frontieră. În 2023, datorită suportului Guvernului Federal German, Poliția de Frontieră au obținut o asistență în valoare de peste 2 milioane de euro. Anul acesta, pentru semestrul întâi, această valoare deja a depășit 900.000 de euro. Și respectiv are ca scop dotarea și modernizarea Poliției de Frontieră cu 38 de vehicule de teren, de patrulare, de model Dacia Duster și respectiv 5 bărci de patrulare pentru segmentul albastru de frontieră. Aceste dotări contribuie la îmbunătățirea eficienței în patrulare, în controlul frontierei de stat și îmbunătățește capacitatea de intervenție rapidă la frontieră. Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Margaret Maria Weber, susține că pe lângă susținerea financiară oferită Poliției de Frontieră în valoare de 980.000 de euro, anul viitor vor începe lucrările la un centru de instruire pentru câinii de serviciu. Vom continua să susținem Poliția de Frontieră prin seminare și cursuri de perfecționare în domeniul instruirii polițiștilor și vom furniza echipamente adiționale celor deja transmise pentru examinare și analiza documentelor de identitate. Aș dori să menționez și faptul că se lucrează asupra planificării unui centru de instruire pentru câini de serviciu, iar lucrările de construcție vor începe anul viitor. Republica Moldova are susținerea Guvernului Federal German începând cu anul 2002. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Atenție, șoferi, carburanții continuă să se scumpească, astfel potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, vineri 5 iulie, un litru de benzină va costa cel mult 25 de lei și 14 bani, cu 2 bani mai scump, iar motorina se scumpește cu un bănuț și va costa 21 de lei și 90 de bani. ANRE continuă să urmărească îndeaproape evoluțiile la bursele petroliere internaționale și, potrivit lor, asigură consumatorii de corectitudinea calculării zilnice a prețurilor stabilite pentru procurarea carburanților. Festivalul Te Salut Chișinău revine în capitală. Cea de a treia ediție se va desfășura în perioada 19-21 iulie. Mai multe detalii a oferit viceprimarul Angela Kutasevici în cadrul unui podcast. Deja tradițional, al treilea an, vom avea Festivalul Te Salut Chișinău, cu tradiționale zile dedicate Chișinăului, o zi dedicată istoriei locale, o altă zi dedicată culturii folclorului tradițional, după care avem muzica clasică și tot ce vizează de clasic. Și a treia zi deja este mai mult ziua tineretului, pop-rock și alte aspecte.
Cutasevici a mai spus că în curând municipalitatea urmează să publice programul festivalului. Evenimentul este consacrat aniversării a 588 de ani de la prima atestare documentară a orașului. La eveniment sunt așteptați atât locuitorii orașului, cât și oameni din toate zonele țării, inclusiv oaspeți de peste granițe. Continuăm cu știri externe. Joi seara, forțele aeriene ucrainene au reușit să doboare 21 din 22 de drone de tip Shahed în regiunile Kiev, Cernigov, Jitomir, Sumy, Dnepropetrovsk și Poltava. Drona a lovit unul dintre obiectele din regiune, a declarat șeful administrației militare regionale Cernigov, Vyacheslav Chaush, care nu a precizat însă despre ce fel de instalație este vorba, dar potrivit acestuia aproape 6.000 de consumatori au rămas fără alimentare cu energie. Șeful forțelor aeriene regionale din Jitomir, Vitali Bunieciu, a declarat că potrivit informațiilor preliminare, 3 drone au fost distruse pe timp de noapte peste regiune. Într-o casă privată a izbucnit un incendiu care a fost stins de către pompierii serviciului de stat de urgență, a mai precizat Bunecico. Potrivit acestuia, o femeie a fost rănită în urma incendiului și a fost internată la spital. Între timp, data de 4 iulie a fost declarată zi de doliu Nipru. Cu o zi înainte, în urma unui atac rusesc, cel puțin 5 persoane au murit și altele 53 au fost rănite. Potrivit martorilor oculare, în oraș au avut loc aproximativ 10 explozii. În urma impactului unui obuz, un centru comercial a fost parțial avariat, iar un incendiu a izbucnit în apropierea uneia dintre instalațiile medicale ale orașului. Geamurile au fost sparte în mai multe școli și grădinițe de la valul de explozii. Potrivit forțelor aeriene ale forțelor armate ucrainene, atacul a fost efectuat cu drone și rachete. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, formațiunile ucrainene au încercat să atace golful din Novorossiysk cu bărci fără pilot și de asemenea continuă să bombardeze zona de graniță. Ministrii apărării din Lituania și Polonia au cerut internaționalizarea apărării la frontiera de est a UE și NATO. Cu o zi înainte, ei au inspectat împreună o secțiune a graniței cu Belarus, lângă Vilnius. Șeful Ministerului Apărării lituanian, Laurinas Kasčiūnas, a spus că va fi nevoie de 10 ani și de 600 de milioane de euro pentru a crea un sistem național de apărare a frontierei. Primele loturi de echipamente achiziționate vor ajunge la sfârșitul lunii. Polonia, împreună cu aliații săi, va face totul pentru a proteja mai bine granița de est a UE și NATO. Aceasta este vocația noastră și poate fi îndeplinită nu numai de statele individuale, ci mai ales de Uniunea Europeană. Împreună facem apel la internaționalizarea problemei acestei frontiere. Protecția frontierei este o sarcină cheie. Uniunea Europeană trebuie să fie implicată în protejarea frontierei sale. Înainte de reuniunea Consiliului European de săptămâna precedentă, liderii Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei au semnat o scrisoare prin care cer Bruxellesului să se implice în participarea atât politică cât și financiară la construirea unei linii de apărare de 2,5 miliarde de euro de-a lungul graniței de est a blocului. Două persoane au devenit victimele unui atac terorist într-un centru comercial din Israel. Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat vizitatorii unui supermarket din Carmel. Una dintre victime a fost grav rănită, cealaltă a murit la spital. Atacatorul a fost ucis de către forțele de securitate. Ulterior s-a aflat că individul era un rezident israelian de origine arabă. Rudele sale, care lucrau în acest centru comercial, au fost reținute și audiate. Reprezentanții mișcării Hamas neagă orice implicare în atacul terorist, dar spun că este o consecință firească a războiului din Gaza. Prim-ministrul Franței, Gabriel Attal, a decis să suspende revizuirea propusă anterior a sistemului de prestație de șomaj. Potrivit jurnaliștilor, acest lucru a fost făcut pentru, cităm, a nu irita populația cu măsuri nepopulare în ajunul celei de a doua etapă a alegerilor. Se presupunea că decretul privind revizuirea prestațiilor va fi lansat la 1 iulie, însă publicarea lui a fost amânată. Anterior, guvernul a raportat că ajustările plăților sunt planificate ca parte a pachetului de reforme economice al președintelui Macron. Este vorba despre reducerea perioadei maxime de plată a indemnizațiilor de la 18 la 15 luni și despre creșterea experienței de muncă. Potrivit lui Attal, aceste măsuri nu reprezintă o sursă de economie. Ele vizează atragerea mai multor francezi pe piața muncii. Opoziția
partia de stânga, numit deja transformările crude, promițând că va face totul pentru a le bloca. Și liderul de extremă dreapta, Jordan Bardella, a criticat reforma. Candidații republicani s-au divizat cu privire la această întrebare, în timp ce sindicatele se opun cu fermitate reformei. Unii experți însă subliniază necesitatea ocupării forței de muncă în Franța pentru a stimula creșterea ideii care se află în centrul politicii economice a lui Macron. În plus, femeia a avertizat anterior Franța cu privire la o povară mare a datoriei, solicitând autorităților să ia măsuri mai active pentru a reduce deficitul bugetar, care în anul 2023 ajungea la 5,5%, depășind obiectivul statului de a rămâne în limita de 4,9%. Parlamentul bulgar nu a susținut un guvern minoritar propus de partidul de centru-dreapta GERB, apropiind țara de noi alegeri. Parlamentarii au votat 138 împotrivă și 98 pentru a respinge propunerea de a-l desemna pe Rosen Jeliaskov, un avocat în vârstă de 56 de ani și fost președinte al Parlamentului, în funcția de viitor prim-ministru. Ca urmare a acestor 6 alegeri în 3 ani, coalițiile au devenit instabile. Partidul GERB a câștigat alegerile din iunie, dar are doar 68 de parlamentari în adunarea națională de 240 de locuri, transmite Euronews. Partidul l-a nominalizat pe Rosen Zeliaskov pentru postul de prim-ministru în locul liderului său Boyko Borisov, care a condus guvernul de 3 ori. Ultimul său cabinet a demisionat după proteste majore împotriva corupției. Deși Borisov a încercat să găsească parteneri de coaliție refuzând să devină prim-ministru pentru a 4-a oară, propunerea sa nu a obținut suficient sprijin. Președintele bulgar va transmite acum următorul mandat de formare a guvernului, celui de pe locul 2 în alegeri, partidul de centru PDS. Analiștii prevăd că după eșecul primului vot va fi dificil să se creeze o coaliție viabilă în acest parlament, iar noi alegeri sunt o opțiune probabilă care ar adânci criza politică în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Joi, în Marea Britanie, au avut loc alegeri în Parlament. Noul organ legislativ în țară se alege o dată la 5 ani. În ajunul alegerilor, prim-ministrul Rishi Sunak le-a cerut cetățenilor să susțină Partidul Conservator de Guvernământ. Cu toate acestea, potrivit sondajelor de opinie, popularitatea este în creștere în rândul liderilor laburiști, în frunte cu Keir Starmer. Potrivit sondajelor de opinie, laburiștii pot primi aproximativ 40% dintre voturi, dar conservatorii 20%. În acest caz, pentru prima dată în 14 ani, forțele progresiste de stânga ar putea fi la putere în Marea Britanie. În baza rezultatelor votului, victoria va aparține partidului ai cărui candidați primesc cel puțin 326 de locuri în Camera inferioară a Parlamentului, având în vedere că Partidul Laburist ar putea ajunge la conducere. Alegerile generale din Marea Britanie ar putea însemna sfârșitul planului controversat al lui Rishi Sunak și al conducătorilor de a deporta solicitanții de azil în Ruanda, relatează Euronews. Laburiștii vor să renunțe la această inițiativă pe care Curtea Supremă a considerat-o ilegală, iar banii alocați pentru aceasta vor fi folosiți pentru a crea un comandament de securitate a frontierei, pentru a elimina rețelele de trafic ilegal de emigranți. Cei de la organizațiile de caritate pentru drepturile migranților își fac griji. În mod evident, susținem abandonarea completă a planului pentru Ruanda, dar suntem îngrijorați că alternativa va fi totuși implementată. Deci, deși Ruanda prezintă îngrijorare și este considerată încă o țară nesigură pentru mulți, noi suntem îngrijorați că Partidul Laburist va lua în considerare o altă țară. Și știm aceasta pentru că deja se încheie acordurile bilaterale. Deci avem acorduri bilaterale între Bangladesh și Regatul Unit despre deportarea oamenilor și cu India. Acest prim-ministru le spune tuturor oamenilor să nu rămâneți. Nu mă vor lăsa să rămân în Marea Britanie, mă vor trimite înapoi în Ruanda. Aceasta nu este bine pentru mine. Ruanda, Afganistan, este aceeași poveste. Atât laburiștii cât și conservatorii au promis că vor reduce migrația legală. Chiar și așa, imediat cu intrarea în vigoare a Brexit în 2020, se observă o intensificare a fenomenului, dar ambele părți au viziuni diferite cu privire la această problemă. Astfel, conservatorii vor să limiteze eliberarea vizelor și vor face acest lucru punând limite la eliberarea vizelor de muncă și familie în fiecare an. Pentru laburiști, este mai importantă reducerea cererii de vize. Sondajele de opinie demonstrează că imigrația este principala problemă pentru alegătorii conservatori, dar nici măcar nu se află în primele 5 priorități pentru alegătorii laburiști.
Inflația din Turcia a încetinit în luna iunie pentru prima dată în 8 luni. Datele sunt furnizate de Institutul de Stat de Statistică al țării. Creșterile prețurilor de consum luna trecută au fost de 1,64%, cea mai slabă din 2023. Astfel, creșterea costului alimentelor și băuturilor nealcoolice a scăzut în medie cu 2%, iar a serviciilor de transport cu 14%. Încetinirea inflației, potrivit analiștilor ediției britanice a Financial Times, a fost rezultatul înăspririi politicii monetare din Turcia. Banca Centrală a Turciei continuă să mențină rata cheie a dobânzii la 50%. Din luna martie acestui an. Greva controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul din Antalya, care a generat deja întârzieri serioase de zbor, va dura până pe data de 14 iulie. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții sindicatului din domeniul industriei. În perioada 20-30 iunie, dispecerii au desfășurat campania Lucrează fără inițiativă, cerând salarii mai mari și condiții de muncă îmbunătățite. Cu toate acestea, autoritățile nu au întreprins măsuri pentru a rezolva problemele, așa că sindicatul a decis să continue grevele. Noua acțiune ar putea perturba operațiunile de pe aeroportul din Antalya și ar putea genera întârzieri ale zborurilor, mai ales în timpul sezonului turistic de vârf. Armenia este pregătită să îmbunătățească nivelul relațiilor cu Statele Unite până la un parteneriat strategic. Prim-ministrul Nicol Pașinian a făcut anunțul în cadrul unei felicitări adresate președintelui american Joe Biden de Ziua Independenței. Statele Unite ale Americii marchează această sărbătoare începând cu anul 1776. Valorile universale ale libertății, justiției și ale democrației care au stat la baza creării Statelor Unite ale Americii, precum și ideile reflectate în Declarația de Independență, continuă să fie o sursă de inspirație și de sprijin în întreaga lume, a scris Nicol Pașinian în mesajul său. Alți lideri mondiali i-au transmis de asemenea felicitări președintelui Joe Biden și poporului american. Cât despre americanii obișnuiți, mulți sărbătoresc Ziua Independenței la Washington. Aceasta este o sărbătoare națională, Ziua Statelor Unite, așa că am vrut să aducem copiii la Washington și să sărbătorim aici. Această sărbătoare reflectă bine identitatea țării. Da, avem probleme ca țară, dar această zi ne unește. Am venit la paradă să vedem un grup de muzicieni din Mississippi. Este grozav să sărbătorim în capitală. Este prima dată când sărbătorim aici. Am venit la Washington cu familia în vacanță. Sunt angajată guvernamental și am vrut să văd cum este sărbătorită Ziua Independenței la Washington. Nu vezi o astfel de sărbătoare pe coasta de vest. Ziua Independenței este sărbătorită cu o serie de evenimente tradiționale, parade, picnicuri, artificii. Una dintre cele mai impresionante este Parada Națională din Washington, care atrage anual 10.000 de oameni, dar și fanfare militare. În plus, pe gazonul Capitoliului are loc un concert gratuit cu interpreți celebri. Sărbătoarea a fost instituită în onoarea Declarației de Independență a Statelor Unite față de Regatul Unit al Marii Britanii, semnată la data de 4 iulie 1776. Uraganul Beryl, care s-a format în Marea Caraibelor, a lovit națiunele insulare Grenada, Saint Vincent, Grenadin și continuă să se îndrepte spre Jamaica. Cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața. Viteza vântului estimată a ajuns la 252 de km pe oră. Guvernul încă numără pierderile. Nivelul de distrugere este asemănător cu Armagedonul. Toate clădirile publice și private au fost aproape complet avariate sau distruse. Câmpurile agricole au fost și ele complet devastate. S-a produs distrugerea completă și totală a mediului natural. Uraganul a mai lovit și țările din America Latină. În Venezuela s-au înregistrat deja 6 morți. Cel puțin 5 venezueleni sunt încă dispăruți. Acesta este cel mai timpuriu uragan de categoria 5 peste Atlantic înregistrat vreodată. Acum, Beryl este situat la aproximativ 500 de kilometri sud-est de capitala Jamaicii. Două aeroporturi principale ale statului au fost închise. Vremea rea va provoca valuri de până la 1,5 metri înălțime. Meteorologii spun că Beryl a trecut de la o furtună de categoria 1 la o furtună de categoria 4 în mai puțin de 10 ore. Aceasta este cea mai rapidă intensificare a uraganelor din acest sezon, care va atinge vârful în luna septembrie. Acum viteza constantă a vântului atinge 248 de km pe oră. Beryl va genera de asemenea niveluri extrem de ridicate de precipitații, care ar putea avea un impact devastator asupra Caraibelor.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă îndemn să ne urmăriți în continuare. În grilă se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. Nu ratați buletinul informativ în limba rusă difuzat la postul nostru de televiziune. O seară frumoasă să aveți! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.